Descoperire care ne-am dorit foarte mult, o descoperire muncită, realizată împreună cu prietenul, colaboratorul meu de 10 ani, Alex Dumitriu, membru al Astroclubului Călin Popovici, club de astronomie ce funcționează pe lângă Complexul Muzeal de Științe al Naturii din Galați. După multe eforturi, pe baza unor observații realizate anul trecut, și analizând imaginile în luna septembrie anul acesta, am reușit să descoperim două stele variabile de tip Delta Scuti. O să spun câteva cuvinte despre stelele variabile. Sunt stele care, la care strălucirea se schimbă în timp. După această descoperire, am raportat toate datele necesare la Asociația Americană a Observatorilor de Stele Variabile. Iar acest lucru, iar cei de acolo au confirmat această descoperire. Imediat după acest lucru, împreună cu Alex Dumitriu, am propus celor din America ca aceste două stele să poarte numele orașului nostru, orașul Galați, argumentând acest lucru pentru că a existat o serie de discuții pe această temă. Noi, prin acest lucru, am vrut să onorăm sprijinul care a fost acordat de-a lungul timpul de finanțatorii noștri, Consiliul Județului Galați, de sponsorii noștri. Trebuie să vă reamintesc că dotarea Observatorului Astronomic a fost realizată prin fonduri europene, printr-un proiect implementat de Consiliul Județului Galați, dar și prin multe sponsorizări oferite de foarte multe firme din orașul nostru și a fost o ambiție a noastră până la urmă de gălățeni, pentru că am vrut dintotdeauna să ducem numele orașului Galați sus pe cer și vă spun, nu ne vom opri aici.